În anii 70, România a fost lovită de cele mai grave inundații din istorie. Se spune că în câteva zile a curs apă din cer cât pentru o lună. Tragediile umane l-au marcat într-atât pe Nicolae Ceaușescu, încât a ordonat construirea în lunga Siretului a unor baraje imense care să-i apere pe oameni de inundații și să-i ajute la irigații. Peste România însă a venit Revoluția și odată cu ea dezinteresul guvernanților față de noi și față de tot ce s-a făcut până la ei. Vândute la fier vechi, barajele sunt astăzi în ruine, iar oamenii din lunga Siretului au rămas la mila cerului. Dacă nu era Revoluția și era să meargă canalul, acum eram, băi, era canalul terminat, nu aveam datorii în țară, nu aveam nimic, eram, acum mânăm doi cai. Pentru Marin Bucur, Revoluția a venit prea devreme. 15 ani de-ar mai fi așteptat, ar fi trăit poate el și toți țăranii din sudul Moldovei vremuri mai bune. Așa însă, mână înainte cu lehamite, lăsând în urmă canalul Siret-Bărăgan, care s-a născut și a murit înainte de vreme. Lucrările la amenajarea canalului Siret-Bărăgan au început în 1987 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Supărat, se pare că inundațiile din 1970 și 1975 produseseră dezastru și tragedii umane. Țin minte, în câteva ceasuri apa a ieșit pe uriță și totul era sub apă. A inundat tot ce era la vale. Pe strada noastră a venit apa până la poartă. La alții a trecut de ferestre. De atunci gândeam că trebuie să mă mut. Atunci a căzut casa vecinului meu și el s-a suit în pod și nu vrea să dea jos din pod. Zicea, nu vreau să cobor, eu vreau să rămân aici. După mult timp a căzut casa. Canalul, de 190 de kilometri lungime, ar fi pornit de la Mărășești, s-ar fi oprit în lacul de acumulare Dridu din Bărăgan și ar fi fost folosit la irigarea a 700.000 de hectare de teren arabil. Erau aproape 2.000 de oameni. Era un ritm infernal. Erau bani și nu puteam executa la nivelul banilor care erau alocați. Chiar și duminica lucram. Practic era o muncă non-stop, dar se vedea în urma noastră cum rămâne lucrarea. Odată cu el creștea și inima țăranilor, care sperau că apa Siretului le va spăla sărăcia. Dacă investiția ar fi fost dusă până la capăt, mare parte din zona Moldovei ar fi cunoscut prosperitatea. Bine irigată, recolta la hectar ar fi fost de două ori mai mare decât astăzi și importurile agricole ale României mult mai mici. La momentul respectiv, economiștii calculaseră că investiția, estimată la $1 miliard, se va amortiza în doar 15 ani. Doar că peste România a venit Revoluția, iar restul e frustrare. După 1992, statul român a asistat lucrările, a dat bani cu țărâita și a reușit performanța ca în 24 de ani să inaugureze doar 6 km de canal dintr-un total de 190 de km. A cheltuit 120 de milioane de euro, inutil însă, deoarece canalul s-a transformat într-o groapă de gunoi. Astăzi, rămășițele canalului Siret-Bărăgan sunt îngropate în buruieni și hoituri de animale, ruină tristă a unui viitor care n-a mai venit. Păi acolo era magazinul alimentar, dincolo era cantina, undeva centrala termică s-a dărâmat, că am dat-o la fier vechi. Astea de dormitoare comune s-au dus, restul ce mai e, au fost. Abandonate, vechile campusuri construite pentru muncitori sunt astăzi năpădite de tufișuri. De aici era sala de ședințe și aici era biroul șefului de șantier. Istoria scurtă a canalului zace putrezită, mâncată de șoareci, într-un colț de cameră. Chișcoci Viorel, necalificat. Chișcoci, ăștia erau o echipă întreagă, chișcoci. Ar fi putut fi un proiect salvator, dar n-a interesat pe nimeni, așa că eșecul e și el al nimănui. În pur stil românesc, oficialii din agricultură dau vina unul pe celălalt și toți odată pe greaua moștenire. Deci nu noi administrăm canalul Siret-Bărăgan. Decizia nu este la noi aici în teritoriu, decizia este în altă parte. Era în rugămintea să-i întrebați pe aia care a fost înainte dacă doriți să aflați de ce n-a fost o viziune. Și așa, cu mâinile spălate, se întoarce fiecare în biroul lui și fermierul român în evul mediu. Mă gândesc numai la natură și la Dumnezeu, ca să ne poată ajuta. E păcat că stăm cu Siretul în spate, cu investiția la canal nefinalizată. Vă dați seama că am investit 2 miliarde acum. Dacă nu plouă, înseamnă că am muncit degeaba un an de zile.
Așa se face agricultură la noi în anul 2011, cu acatiste la biserică și o ruină de miliarde în spatele casei. Radu Neculai lucrează aproape 100 de hectare de pământ, vie, porumb și grâu. De când se știe, dimineața e pe câmp și noaptea îl prinde pe prispa casei. Obosit să aștepte ploaia, obosit să se mai întrebe cum nu-i doare inima pe cei de la București pentru ce se întâmplă cu canalul. A dus la fier vechi. Erau și stâlpi pentru că trebuia lumină. I-a scobit la rădăcină, le-a dat cimentul, așa, i-a tăiat cu bonfire-ul și au căzut de-a la fierul betonului. E crimă. O crimă întinsă pe mii de hectare. Lăsat de izbeliște, fostul sistem de irigație al canalului a dispărut de parcă n-ar fi existat niciodată. Imaginați-vă că statul român a plătit până în perioada 1991-1992 câteva sute de milioane de dolari numai pentru a face sistemul de irigații din această zonă. Muncind cu spor, hoții de fier vechi au tăiat și vândut tot ce s-a instalat înainte de 1989. Kilometri de țevi, sute de tone de motoare încărcate pe vapoare și trimise în străinătate. Anul trecut au dispărut hidrofoarele, instalații imense care n-ar fi trebuit să treacă neobservate. Nu este posibil ca, să zicem, autorități publice, organe de poliție, să nu vadă un trailer cu un hidrofor pe el pe stradă. Deci nu poți să nu vezi, uite, am un mastodont, să le întrebă, frate, dar bun, ăla doar nu trece printr-o localitate, trece prin 20. Le îngroapă, nu le mai găsește nimeni, deci în două zile le-a așezat în pământ, cine știe unde, și își fac rezervare de carburanți. Aceeași soartă a avut-o și sistemul de acumulări Dridu-Mostriștea, care urma să fie racordat la canalul Siret-Bărăgan. Bună ziua! E cineva? Nu mai e. În anii 90, aici era o construcție amplă, întinsă pe 10 de kilometri, care urma să preia apa din canal și să irige 200.000 de hectare de teren. Azi e încă o ruină de milioane de dolari. Ce mai funcționează aici? Era stația de pompare sau ce era? Au fost stații de pompare. Și unde au dispărut? Tăiat. L-au tăiat? Da. S-a tăiat în ultimii ani și s-a tăiat tot. Cu inconștiență, oficialii români au anunțat că pompele puse de comuniști sunt depășite și trebuie aruncate la fier vechi. Anul trecut au fost tăiate toate și vândute de Apele Române pe 200.000 de euro. Acum 20 de ani au costat de 3 ori mai mult. Vina, ca de obicei, e a celor care nu mai sunt. În momentul în care eu am venit aici, aproape procedura de casare era terminată, iarăși din cauza de nesolicitare a apei pentru irigații. Ciudat, având în vedere că în zonă pământul moare de sete în anii secetoși, iar atunci când plouă, satele sunt înghițite de apele învolburate ale Siretului. S-au dărâmat, uite! S-au dărâmat pereții, uite! Suntem bătrâni! Eu nu mai pot locui în casa asta. Uitați-o până unde a fost apa! Din nepăsarea celor care s-au perindat la guvernare în ultimii 20 de ani, s-au îmbogățit puțini și s-au nenorocit mulți. În timpul inundațiilor din 2005 și 2010, nestăvilite, apele Siretului au acoperit satele din Luncă și au luat cu ele case, animale și vieți omenești. Țineam, mai, țineam, ghinii, că scapă. Tragedii și pagube de milioane de euro care ar fi fost evitate dacă în urmă cu 20 de ani canalul Siret-Bărăgan n-ar fi fost abandonat. În 2005, din satul Cosmești Vale, au mai rămas doar câteva case. Aoleu, aoleu. Ce să mai povestesc, ce să mai... Cu căruți, cu vași, cu porci, cu... S-au urcat încolo, partea aia, spre cimitir, acolo mai sus. Și acolo s-au refugiat toți. Și așa au fost apa aici, așa. La 6 ani de la tragedie, Gheorghe Diaconu încă se mai uită cum i se afundă casa în pământ și știe că zilele în ea îi sunt numărate. De atunci se lasă așa, mereu. În continuu, în continuu. A primit ajutoare, dar nu de ajuns. Jumătate din casă n-a reușit să o repare niciodată. N-a ținut că la nici nici. Dacă vin puhoi de apă odată, gândește, la un metru odată înălțime așa vin, termină, ce să facem? Dar Dumnezeu a avut grijă de noi. Am mers mai departe. În Cosmești, cu câteva ore înainte de inundații, Siretul putea fi trecut cu piciorul. Nimeni nu știa ce nenorocire avea să se abată asupra satului. Oamenii nu fuseseră anunțați că în Amonte apele învolburate distruseseră sute de case și luaseră vieți. Spre dimineața abia oamenii au observat că nivelul apei crește vertiginos. După 4 ore de ploaie, râul a ieșit din matcă și s-a revărsat peste sat.
Pe ulițe și în gospodării, apa depășea un metru adâncime. Zeci de case au fost distruse, alte câteva sute avariate. Soarta localnicilor ar fi fost astăzi alta dacă acum 6 ani ar fi existat canalul. Canalul Siret-Bărăgan era extraordinar, deci prelua o parte din debet, eu știu, 10-15%, deci nu mai avea loc această nenorocire. O nenorocire care a schimbat viața multora în munca Siretului. În Nănești, casa lui Iona Marinei a fost distrusă de apă, iar omul trăiește de 6 ani într-un vagon. Trăiește e un fel de a spune. De fapt, moare în fiecare zi, terorizat de gândul că urmează să fie alungat și de acolo. Nu mă nu nu poți mă și treapta lor. Nu ți-a nimeni vagonul, stai liniștit, dar a venit cineva? N-a venit. N-a venit nimeni. Mă așteptam, că auzeam. Hai, hai să mergem înapoi, hai ușor. Auzi, lasă-mă să mor așa. Să mor așa. Dar nu mai durez nicio. Nu mai poți face. Viața și-o împarte acum între rămășițele casei mâncată de apă și vagonul în care s-a acioat. Și peste tot, mizeria e de nedescris. N-ai mâncat nimic azi? N-am găsit loc. Departe, în cabinetele de la București, astfel de drame nu ajung niciodată. Acolo, în acte, scrie negru pe alb că în canalul Siret-Bărăgan s-a tot investit. Peste 120 de milioane de euro până acum. În ce? E greu de spus. Oficial e vorba despre betonarea canalului. Doar că betonarea s-a făcut ca în joacă, din loc în loc, în mod evident, la întâmplare, să mai scoată câte o firmă de construcții profit pe timp de criză. Localnicii știu și nu se miră. Interesul cu canalul au fost multe. Sunt niște firme care umblă numai la banul statului. Nu se finalizează ceva. Nu sunt urmăriți. Nu pot să-mi dăm. Povestea canalului Siret-Bărăgan e trasă la Indigo în județul Galați. În anii 80, la subur lui, se construia ceea ce urma să fie cel mai mare baraj de pământ din Europa. Mii de deținuți, militari și constructori au muncit peste 6 ani la ridicarea unui sistem care ar fi asigurat irigarea a peste 200.000 de hectare de teren arabil. La mijlocul anilor 80, Cernat Tănăsache era și el muncitor pe șantier la subur lui și își aduce aminte cum huruiau sutele de utilaje zi-lumină. Șantierul ăsta a crescut văzând cu ochii. Au fost mașini, cred că peste 100 ceva de mașini. Pe șantier își desfășoară activitatea un număr de circa 2000 de oameni, cu o garanție că ceea ce am preconizat să realizăm va fi realizat la termenele fixate. Dar nu s-a realizat. A venit revoluția și lucrările au fost sistate, iar investițiile de sute de milioane de dolari plătite de statul român au rămas pradă hoților. A început să vândă tot. Cine a apucat? Din care erau la putere. Nu, pe buldozerele care au fost la armată erau aproape noi, care s-au dezmembrat. În momentul în care a început declinul ei, gigantica lucrare mai avea nevoie de doar 2 ani de muncă și ar fi asigurat liniștea agricultorilor din zonă. Uitați ce uscat este pământul aici. 2 ore a plouat în vara asta. Dacă aveam sistemul de irigație care s-a investit atâția bani pe timpul lui Ceaușescu, deci aveam enormă cultură. În 2 decenii s-au furat de la suhur lui până și stâlpii de înaltă tensiune și dalele care acopereau canalele de irigații. La liber, cine a avut nevoie de el, și-au luat o dale, și-au adus-o acasă, și-au făcut-o în trotuar. Și era asta. Cei mai îndrăzneți și-au luat acasă până și bucăți de cale ferată. E șină de mocăniță, nu? Sau de ce? O șină de tramvai. O șină de tramvai? Păi și-a ajuns tramvaiul aici la dumneavoastră? Un s-o găsă, s-o luat. Deloc surprinzător, la București totul e în regulă. Oficialii Agenției de Îmbunătățiri Funciare, în administrarea cărora se află ce a mai rămas din baraj, habar nu au ce se întâmplă la suhur lui. Deci acestea sunt funcționale care, de care vorbesc. Păi noi am fost acolo și nu mai e nimic funcțional, domnule director. Nu știu, deci eu așa știu că sunt 3 stații de punere sub presiune care ar funcționa. Incompetența guvernanților merge însă și mai departe. Nu numai că au lăsat la mâna hoților investiții pentru care am plătit cu toții din greu în anii comunismului, dar acum ne mai vine o notă de plată din jocuri financiare tipice acestui sistem corupt. Pe motiv că nu avea irigații în zonă, Ministerul Agriculturii a cheltuit în ultimii ani peste 20 de milioane de euro pentru așa zise modernizări ale unor stații de pompare. După care, același minister, pe baza unei legi dubioase, a dat pe tavă investiția unor organizații care și-au bătut joc de ea.
este o crimă ce se întâmplă în agricultura românească vis-a-vis de partea asta cu infrastructura de irigație. Organizația de utilizatori de apă a făcut datorii la RENEL și a venit un oarecare, a tăiat o bucăți și a vândut. O crimă încurajată de lege. Legiuitorul n-a prevăzut niciun fel de control a folosirii acestor stații. S-au aplicat niște măsuri greșite. Acum se știe, dar nimeni nu prea, nici măcar nu se interesează ca să repare aceste greșeli. Iar aceste greșeli ne costă pe noi toți, locuitori ai unei țări în care agricultura încă se mai face cu slujbe plătite la biserică și după metode inventate de strămoși. Și continuăm să trăim, fără perspectivă, în România noastră sufocată de interese financiare, jocuri politice și indiferență crasă.